Doamna Nelly Miricioiu, la mulți ani, mai întâi de toate. Este ziua dumneavoastră astăzi. Și vreau să vă întreb firesc, de câte ori v-ați sărbătorit ziua muncind? Cam marea majoritate. Eu aveam cultul sărbătoririi de ziua de naștere înainte de a se naște copilul. Când l-am avut pe Daniel, după aceea n-am mai avut nicio importanță, era doar pentru Daniel. Veniți și vă prezentați publicului bucureștean astăzi, în primul rând, prin poveste. Un public care v-a simțit lipsa mult. Dumneavoastră lui? Eu, toată viața, întotdeauna am avut acel cuvânt românesc care nu se poate niciodată traduce. Dor. Dor de suflet românesc, dor de... Nu neapărat de vorbit, de suflet. Pentru mine a fost foarte important și rămâne important. Ați avut un repertoriu de o amploare surprinzătoare. Ați cântat aproape tot ceea ce poate cânta o soprană, mai puțin repertoriul de autentică soprană dramatică. Și totuși, la un moment dat, o bună parte din cariera dumneavoastră v-ați concentrat aproape exclusiv pe rolurile de bel canto. De ce? Nu a fost neapărat alegerea mea. Știu că întotdeauna am avut acest legato în voce și acest sostenuto care îl aveam instinctiv, nu era un lucru care eu eram conștientă, pentru că eu nu mi-amintesc să se fi vorbit în conservator de bel canto. Am auzit de bel canto numai când am fost în străinătate. Și a fost total pură șansă că mi s-a dat Tancredi de Rossini. Inițial m-am uitat la partitură și am spus, sunt prea multe note, nu pot să le cânt. După care mi-au zis, încearcă din nou, și am încercat din nou și de atunci am început să descoper că eu, de fapt, sunt o soprană de coloratură dramatică. Și dacă nu-mi găsesc instrumentul necesar sau cuvintele sau melismele de care pot eu să mă servesc ca să exprim toate colțișoarele sufletului meu, nu mă mulțumeau. Drept care, bel canto a fost pentru mine salvarea vieții mele. V-am mai urmărit în interviuri și aveți nu neapărat o cumințenie sau nu neapărat o timiditate, dar aveți un fel de a fi foarte molcom, foarte așezat. Și eram curios dacă acest fel de a fi s-a întâlnit în ce mod cu histrionismul sau dramatismul rolurilor pe care le-ați interpretat pe scenă. Cred că trebuie să vorbiți cu soțul meu. Când e vorba de artă, când e vorba de muzică, când e vorba de predat studenților, când e vorba de tot ceea ce mi-este mie mai sfânt, sunt într-un fel mai calmă, sunt mai disciplinată. Trăiți de foarte multă vreme la Londra. În ce fel v-a amprentat acest lucru personalitatea, inclusiv cea artistică? Că i-am admirat întotdeauna pe engleși și îi prefer pentru că ei sunt mai reținuți și m-au învățat pe mine să am un fel de echilibru, să nu mă arunc chiar la prima piatră care cade, să încerc să găsesc linia de mijloc care să aibă mai multă istețime, inteligență și întotdeauna am cerut chiar și la studenți echilibru. În cariera dumneavoastră, atunci când priviți înapoi la ea, există și greșeli, pași eronați sau ezitări pentru care astăzi sunteți recunoscătoare? M-am simțit vinovată de foarte multe ori, continuă să mă simt vinovată de multe lucruri în viață, pentru că eu cred că noi românii, mai ales în generația mea, ne-am născut cu senzația asta de vină. Câteodată mă simt vinovată fără să știu de ce. Dar cred că este un torment al meu care a creat artistul din mine și din cauza asta nu-l regret. Înaintea dumneavoastră, cealaltă mare Nelly din lumea operei a fost Nelly Melba, pe care lumea o cunoaște astăzi, în primul rând, pentru că a devenit un desert, Peș Melba. Dumneavoastră, ce v-ar plăcea să deveniți? M-ați pus la încurcătură acum. Tot cântăreață. Știu că există în Olanda un cocktail care este numit după mine. Sincer vă spun, pentru mine muzica este lucrul cel mai măreț. Eu n-am cultul personalității, n-am faptul că lumea mă iubește și mă admiră sau mă critică și nu mă admiră. E același lucru într-un fel, chiar dacă doare, rămâne pentru mine numai când cânt. Și de aceea astăzi am ales acest micro recital, pentru că eu fără cântul meu nu există.